la proprio, non hai ancora deciso in matematica. Așadar, cu stare de bine, pornim lecția următoare la algebra. Aș vrea să te învățați și tu, Davide, din lecția lui Mario, și să înțelegi, să fii foarte atent, bătăiesc rău și să mă pui în situații de acestea. Deci, ori, nu trebuie să prepare vreo greșeală. Și trebuie să avem forța de a spune nu. Până când ne echilibrăm și ne convingem unul pe altul, da? Poftim, dăm drumul la trai. Facem un calcul. Așa, un calcul, operație, cum ați de acolo ce vrei tu acolo. Vx-a pe care e deci în jos, a colocat un sexat, a colocat acum mie. Așa. Hai. La modul ai intrat? Unde? Modulul. Despre modul ai vorbit? Nu. Nu s-a vorbit lor, nu? Ce înseamnă modulul de număr? Păi, da, e în vorbit. Panelul număr. E totdeauna pozitiv. Da. Am vorbit, am întrebat. Da. Deci avem bani și eu asta. Hai să zicem așa. 4x minus 5. 4x minus 5 totul supra 6. Minus, vreau viteza aici la 3x plus 2. Totul supra 3, egal cu x minus 1, totul supra 2, plus 1 întreg și o doimă. Echivalentul. Repede. 4x, trebuie să cerți tot același numitor. Da? Numitorul comun este 6. 6. Deci aici scriu amplificăm. Primul cu. E 4x minus 5 minus aici e cu 2. Hai să zicem cu 2, aici cu 3. Și aici cu 3. Și aici 3. Cu 3, da? Și echivalentul? 4x minus 5 minus 6x plus 6 minus 4. Deci, cu 2 am aplicat. Da. Minus 4. Deci, minus 4, dar mai multă atenție, da? Egal cu? Egal cu 3x. Minus 3. Minus 3. Plus? Plus 1 pe origine 3 ori 3, 9 pe... No, plus 9. Plus 9. Da? 1 ori 2, 2 și 1 ori 3, 3 ori 3, 9. Echivalentul. Ce rog? Minus 2x. Minus 2x. Minus 5, minus 4. Minus 9? Așa înseamnă. Minus 9, că eu înțeleg ce este. Egal cu 3x. 3x plus 6. Echivalent cu? Scădem minus 9. Adunăm minus 9. Și duci și scădem minus 3x. Da. Adică duci și pe 3x în parte celălalt. Minus 5x. Da, minus 5x. Egal cu? 15. 15. X egal cu? Minus 3. Cu minus 3. Alte greșițiu. Să vedem un altul. Zicem așa. Minus 2 pe lângă x plus 5 supra 6 plus 3 pe lângă 2x plus 1 supra 7 egal cu minus 5 pe lângă x plus 1 supra 14 plus 3x minus 3 supra 21. Echivalent cu? Păi mai întâi facem în paranteze, n-ai vrea să vezi și cu numitorul comun, vezi cu așa, luăm capul altul, numitorul comun care 42. Deci cu 42 aștept, da? Neimu cu 7. Aici cu 7. Al doilea cu 6. Da. Cu azi ce să cu... 3. Da, cu 3. Și cu? Și cu 2. Și ce e bine? Minus 2. Minus 14x. Așa. Plus 35. De, plus 35, da, plus... Plus 36x. Da. Plus
Nu minus. De ce minus? Nu, plus, plus. Plus. Plus 6. Plus? Nu, e minus 6. De ce e minus 6? Pentru că am plus în față și plus. Păi și ce? Și plus. E plus atunci. Bun. Plus 6. Plus? 6. 6 ori 3, 18. Da. Dar și cu 35? Da. Sigur? Nu. Cât e? E 14 ori 5, minus 14 ori 5. Adică? 2 ori 5, 10 ori 7? 10 ori 7? 70. Deci minus 70. Te-ai ținut mai multe, da? Minus 70. Egal cu minus 15 x. Minus 15 x. Plus minus 15. Da. Plus 6x. Da. Plus 3. Atenție. Nu, minus 3. Atenție. Minus 3. Nu s-a amplificat cu 2? Păi da, dar nu. Ai cu 2 tot? Tot și acolo? Păi da. 3x ori 2, 6x. Da. Minus. Minus. 6. Deci minus 3. Deci minus 6, da? Minus 6. Adică să ne înțelegem, 2 ăsta se duce la cine? Da, tot. La tot. La tot, așa. Deci minus 3. Echivalentul? Plus 22x. Deci 22x. Plus, nu, minus 70 cu 18, 52. 52, egal cu? Minus 9x. Minus 9x. Plus, minus, do, nu, minus 21. Minus 21. Echivalentul? Păi adunăm 52 și scădem și adunăm minus 9. 9x. 9x adunăm, da, da. Și face 31, 31x egal cu? Egal cu, deci minus 21x, bine, 31x, 31. X egal cu? 1. 1. Și cu asta l-am rezolvat. Deci simțim că ieșițiul este frumos când vă dat x egal cu 1, știi, nu? Când îmi dă numere mari și nu știu ce, atunci nu e tocmai în regulă. Așa, un alt ieșițiu. Deci, ce a fost aici? Hai să vedem ca păcăreală. Ce păcăreală am avut? Ai zis numitorul la un capăt, îl eliminăm și este 42, am văzut bine. Am avut slăbiciune aici. Reținem, da? Că minus 7 ori 2, 14. Acest minus 14 afectează pe toți termenii. Pe toți. Și am zis minus 14, dar aici este 35. Ai zis 7 ori 5. Era minus 70, că minus 2 ori 5 fac 10. Minus 10, ori 7 e 70. Deci, vezi, aici te scriu. De asemenea, aici am văzut, ai zis 6 ori 1. Dar 6 ori 3, 18 ori 1. Deci, ăștia am văzut și urmă afectează toată paranteza. Da? La fel aici, minus 15 ori x plus 1. Atenție, minus 15 ori x plus 1, minus 15 x minus 15. Și aici a fost de așteptăciunea că 2-ul ăsta afectează toți termenii. Da? Ei, am mărit ritmul cu ideea asta. Da. Dar trebuie să fie foarte multă grijă când facem, da? Mergem mai departe. Să zicem așa. 2x minus 9. Cristina, dacă vrei să ștești tabăra, vei 3. Plus 40 minus 3x, totul pe 9, egal cu 2x plus 5, 2x plus 5, supra 6, plus 11 pe 18, plus 11 supra 18. Numitorul cum este 18? Da. Pe primul am verificat cu 6. Așa. La al doilea cu 2. Da. Și pe al treilea cu 3. Da. Și atât. Da. Și vom avea? 12x. 12x. Minus 54. Da. Plus 40.
Plus 4, plus 10. Plus 80, 80, 80. 80. Minus 6x. Așa. Egal cu 6x. Da. Plus 15. Da. Plus 11. Plus 11. Echivalent. 6x plus... Nu, 6x, ba da, plus... 26. 26. Egal cu 6x plus 26. Da. Scădem 26 și 6. Da. Și ne dă că x egal cu... Ne dă 0. Adică orice x este bun. Da. Asta se mai zice. Ecuația de identitate, da. De o identitate. X. Dar mai vedem o dată, să nu fi greșit, mă. Deci 2x minus 9 pe 3 plus 40 minus 3x pe 9 plus egal cu 2x plus 5 pe 6 plus 11 pe 18. Am zis bine, nu? Deci 2x minus 9 pe 3 plus 40 minus 3x pe 9 egal cu 2x plus 5 2x plus 5 pe 6 plus 11 pe 18. Numitor a zis 18, cu, primul cu 6, cu 2, cu 3, nimic. 12x, 6 ori 9, 54, plus 80, minus 6x, egal cu 6x, plus 5, pe 6, plus 11, pe 18. Dacă este așa, sau o identitate, orice x este bun. Da? Oricare ar fi x, lui el, este soluția. Lui Q, numai în Q lucrează, da? Orice X din Q este soluție. Hai să vedem X egal cu 0, dacă ar fi soluție. Dacă locui pe X cu 0, deci pentru X egal cu 0, ca să ne convingem. 26 egal cu 26. 2 ori 0, 0, minus 9 pe 3 ar veni aici. Da. Minus 9 pe 3 cât face? Minus 3. Minus 3. Minus 3. Plus? Plus, păi... 40 pe 9. 40 pe 9. Da, 40 pe 9. 40, nu 40. Simplifică. Da, nu simplifică. Egal cu 5 pe 6. 5 pe 6 plus 11 pe 8. 11. Și dacă amplificăm același, ducem același numitor, numitorul cum este 18, aici amplificăm cu 9, 18. 18. Când am venit numitorul, da? 18. Aici cu? Cu 2. 2. Aici cu 3. Da. Vine 3 ori 18. 18, 4, 2, minus 54. 54. Plus 80. Nu? Da. Egal cu, egal cu 15. 15 plus 11. 26 egal cu 26. 26 egal cu 26. Deci x egal cu 0, verific. X egal cu 1, cu 2, cu orice, orice număr, orice fracție. Pune... Deci ecuația are, spune aici, o infinitate de soluții. Da. Da? Ne-am verificat una întâmplare cu x egal cu 0 și aprobat. Mergem mai departe. Să vedem următoarea ecuație. 2x minus 3 totul pe 3 plus 3x minus 2 totul pe 2 egal cu 4x plus 3 pe 4 4x plus 3 pe 4 și minus 5 pe 12. Minus 5 supra 12. Da? Numitorul comun care este? 12. 12. Prima cu 4, a doua cu 6. 4. Și ultima cu 3. 6. Aici cu? 3. 3. Și ce devine? 8x minus 12 plus 18 minus 12 x minus 12 egal cu 12 x plus 9 plus 5. Plus 9 minus 5. Ah. E minus 5. Da, eu am scris că sunt aici. Așa, minus 5. Echivalentul? Minus 10. Deci 8x plus 12, 18? Nu, plus... 26. De ce e sub minus? Te-ai uitat la minus 8? Nu, am văzut, am, eu am scris minus înainte de 8. Așa. Deci 20 și cât? 26. X minus... X minus... 24. 24. Da. Egal cu 12x.
Așa. Plus 4. Echivalentul? Păi adunăm cu 24 și scădem cu 12. Așa, deci face. Păi bine, 14x da. Este egal cu 20. Și 8. Da, 20. Este egal cu 2. Terminat. Alt exercițiu. X plus 2x minus 7 supra 2 minus 3x plus 1 supra 5 egal cu 5 minus x plus 6 supra 2. Echivalentul. 7 pe 2 minus 3x plus 1 plus 5. Păi nu uităm cum este 10. Da? Pe prima cu 10. Da. Pe a doilea cu 5. Da. Pe următorul cu 2. Da. Pe următorul cu 10. Da. Și pe următorul cu 5. Da. Și devine. 10x plus 10x. Da. Plus 35. Minus 35. Da, minus 35. Multe grijă, da. Dar era minus 7. Nu, este minus 7. Deci, x. Da, de, eu am scris 2x plus 7. Ah, e minus 7. Da. E minus 7. Da, ai scopiat greșeală. Deci, minus 7. Atunci e minus 35. Da. Minus 35. 50. Deci, minus... suntem aici. Da. Egal cu? Nu, egal aici este. Dar mai este aici de lucru. Am zis 10x plus 10x minus 35. Da, minus. Aici am plificat cu 2. Da, dar am scris minus 6x. Așa. Și plus 2. Sigur? 2 pagini. Minus 2. Minus 2. Atenție. Chiar am minus față. Minus 2, pe sigur că da. Egal cu 50. Da. Minus 5x. Da. Minus 30. Minus 30, așa, suntem nefărătate. Atenție, da? Echivalent. 20x. Plus 20x. Nu, 26x. Cât? 26. Nu. 20x, 14x. 14x. Minus 33. 7. Păi, dar nu era minus în fața lui 2? Păi, minus 35 cu minus 2? Minus 37. Așa? Datoria. Sigur că da. Unde ești, Mario? E egal cu... Acolo ești, da? Bine că ești acolo. Minus... Egal mai departe, zi. Cu 20. E egal cu 20. Minus 5. Păi, adunăm 37 și scădem 5. Da. Adunăm 5. Da. 19x este egal cu 57. Cu? 57. Adică x este egal cu? Egal cu 57 pe 19. Adică? 3. 3. Se bate exact, da? Să vedem un alt exercițiu. Să zicem așa. X supra 10. Minus 1 pe 2, pe lângă x pe 2, minus, din difracții, x plus 1 pe 2, supra 5, în paranteză, egal cu 1 minus x, supra 4. Echivalent. Da, deci. X pe 10 era? X pe 10. Da. Minus x pe 4. Minus, deschide paranteza. Da. Minus, deschide paranteza, x pe 4. X pe 4. Da. Minus x plus 1 pe 2. Așa, x supra 10. 1 pe 2, totul supra 10, foarte bine. Egal cu 1 minus x pe 4. Bun. Echivalentul? Vectorul comun este 20. Mă curc care un pic aici, nu știu ce aș face eu aici, dar hai. Și mine acolo. Te curc un pic, da?
Fă ceva și să ne descălcim de aici. Păi ar fi x plus 1 pe 2 ori 10 pe 1. X plus 1 pe 2 ori? 10 pe 1. 10 supra 1. Asta frate invers. Adică asta, aici e 10 pe 1, da? Ori cât? Da. Ori 1 pe 10. Ori 1 pe 10, aici e 10 pe 1. A. Deci ori 1 pe 10. Deci cum s-ar veni? X pe 10. Nu ne ajută pe nimic, zici tu, nu? Pentru că ar fi x pe 10 minus x pe 4 minus x plus 1 pe 2 ori 1 pe 10 ar fi x plus 1 pe 20. Dar 1 pe 10 acela, deci la x plus 1 pe 2, totul asta mulți cu 1 pe 10, toate. Și ar fi dat x pe 10. X pe 10, e numai x. Deci x pe 10 da. Plus 1 pe 20. 1 pe 20. Deci se mai liniștește, se marșează. Da. Și pe cum vedem numitorul comun? Da, acum x pe 10. Deci echivalent x pe 10. Minus x pe 4. Minus deschid paranteza, da? Da. Minus deschid paranteza x pe 4. Dar nu mai trebuie paranteza? Tot zici că nu mai trebuie? Păi n-am nici mulțit, nici ori nimic în față. Bun, atunci o desfințez? Cred că. Atenție, tu spui. Deci minus x pe 4. Da. Așa. Minus. Deci minus x pe 4. Minus. X pe 10. Deci minus x pe 4 a fost bine. Și pe mai departe? Plus. Ai altă treabă. Minus cu minus. Sigur că da. Minusul de aici schimbă. Nu, minusul de aici face plus. 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 X pe 10. Deodată punem pe asta, da? X da. Pe 10. Plus 1 pe 20. 1 pe 20. Ah, egal cu... Egal putem cu... să facem și aici. Adică să întoarcem 1 minus X. Nu. Ce să mă întoarce? Este aranjat. 1 minus X pe 4. 1 minus x și 4. Păi numitorul comun este 20. Ai vezi? Pentru că n-ai dat trecut că e 10. Nu, tot 20 am spus. Că n-am avut să spun că era 10. Dragule, când am privit aici, așa, l-am capul la celălalt, ai zis numitorul comun 10. Dar n-avea cum? Că avea pe 4 acolo. Așa, așa, 20. Ori n-am fost eu atent, dar dacă ai zis 20, iată că e 20. În clipa în care ne-am dus și am răsturnat aici, vezi, cu atât mai mult. E drept că aveai 4 și te gândi la 4 și 5, dar el mai crescută și cu 2. S-a întâmplat să fie 2, dar dacă era 3 aici, totul se schimba. Era altceva, era mai mare. Era cu totul altceva. Așa, 2 a fost încorporat în 4 și cu 5, de aici, de aceea ai văzut 20. Bun, și acum să vedem mai x departe. X minus X. Ce ai zis? Numitorul comun e 20, da? Da. Și atunci ce facem? Înmulțim primul cu 2. Da. Pe al doilea cu 5. Da. Următorul cu 2. Da. Nimic și 5. 5. Și ce devine? 2x. 2x. Minus 5x. Da. Plus 2x. Plus 2x. Plus 1. Plus 1. Egal cu 5 minus 5x. 5 minus 5x. 5x. Echivalent cu? Minus 1. Minus. Minus ce? Minus x. Da. Minus 1 x. Da, minus 1. Deci nu minus 1, ci minus. Era 2x minus 5. Câte mere? Da. X înseamnă mere. Și în final minus 1 mere. Da. Minus, da? Minus x. Plus 1. Plus 1 egal cu 5 minus 5. Echivalent. Păi adunăm cu 5. Gata, spune cât face. 4x egal cu 4. 6x. Că vine, din coace vine 5 sau minus? Minus x plus. Ai zis bine, 4x. Exact, eu nu văzut minus aici, da? 4x egal cu? Cu? Cu 4. Deci x egal cu, rezultă, x egal cu 1. Bun.
Deci începem să creștem în viteză și asta e bine. Și sper și în siguranță de la un mic și de la altul. Ia să vedem următorul, care sună așa. X minus 1 pe 15 pe lângă X pe 2 minus 4 minus 3X supra 5. Deci ce facem noi acum? Rezolvăm ecuații. Așa se cheamă, da? Rezolvăm ecuații de gradul 1. Egal cu linii fracții 7X minus X minus 3 rotul pe 2 și supra 5. Echivalentul. X minus... Zi, vorbește tu ce ai de gând să faci. Mai zic o paranteză. Da. Și pe-am făcut la partea cealaltă cu 7X. A, așa, și lucrăm și acolo, da? Da. Te rog. X minus... X pe 30. Da. Poți să șterg paranteza și mai departe să pun plus... Așa, plus, zi, bine, plus. 5 ori 15... 75. Da. 4 minus 3, supra 75. 4 minus 3X. Da. Supra 75, egal cu? Egal cu, păi întorc. Hai să te propun să aduci în aceeași viitor și tu nu se întoarce. Dar să meargă mai repede. Ah, ok. Pe prima aduc la 2, da. Adică o să fie 14x. 14x. Min ori, nu, minus. Minus. X. Așa. Plus 3. Da, supra 2. Supra 2. Înmulțim cu răsturnatul, înmulțim cu? Ori 5 pe 1. A, ori cât? 5 pe 1. Păi dați, dacă e inversul. Păi era 1 pe 5. E 5 pe 1. 1 pe 5. Deci e mulțit cu 1 pe 5. Atenție, mai pus. Da, 1 pe 5. Echivalent cu? X minus X pe 30. Păi, uite-te la un capul altul și vezi în viitorul. Că mare. Că da. A, dar e mare. Păi, da, 5 ori 2, 10. Și punem aici ca să nu mai pierdem timp. 10. Că a fost turnul aici, da? Așa e făcut înmulțirea. Și acum, în viitorul comun, dă-mi-l la un capul altul. 30 cu 75, 120, nu, 120, 75 cu 150. 150. Că mergi și la 10 și mergi la 30, da? Asta e examenul. E 275. Corect. Aici cu 150. Da. Aici cu, trebuie de spune. 150. A 30 am deja. Da, cu 5. 5. Aici cu 2. Cu 2 și aici cu 15. Și ce devine? 150x minus 5x. 150x minus 5x. Plus 8. 8. Minus 6x. Da. Egal cu 14 ori 15. 210. Când 200, nu? 10. 210? Da. Da. 210, că 225 face, da? 210x minus... Minus... 15. 15x. Plus? Plus 45. Echivalent cu? 139x plus 8. Plus 8. Egal cu... Deci tu dat 139, că ai zis 5 cu 6, 11, 139, da? Egal cu... Egal cu... 135x plus 45. Plus 45. Scad 135x și scad și 8. Da. Și îmi dă 4x este egal cu 36. 36. X egal cu? 9. Deci, x egal cu?
9. Deci vezi că începe să meargă, dar trebuie să lucrăm din ce în ce mai mult. Deci cu cât vei lucra mai mult, crește siguranța și crește și viteza. Cât e ceasul? 5. 5, mai? Deci mai lucrăm un pic. Așa. Să mai vedem încă un exercițiu, și anume 1 minus 1 pe 3, pe lângă x minus x plus 1 supra 3, totul egal cu x pe 2, da? X pe 2 minus, din difracții, 2x minus 10 minus 7x, totul supra 3 și supra 2. Echivalent. Acolo e 1 minus 1 pe 3? Da, 1 minus 1 pe 3, pe lângă x minus x plus 1 pe 3, egal cu x pe 2, minus, din difracții, 2x minus 10 minus 7x, totul pe 3, și totul supra 2. Și să vedem. Păi 1 minus... 1 pe x pe 3 minus x pe 3 ori, nu, plus, da, x plus 1 pe 9, așa, egal cu x pe 2, da, minus 6x, așa, minus 10, acolo e minus 7 sau plus 7? Minus 7, da. Pe 3. Ce ai spus? Ce? Minus 7? Deci, minus 7, pentru că am adus pe 3, pe 2x am adus pe 3. Da, noi am plificat pe 3. Și da, azi 6x minus 10. 10 plus 7. Plus 7x, da? Da. Așa. Supra 6. X pe 2, da? Și totul supra, vedeți? Deodată 6, ai văzut? Da. Perfect. 6. Deci, de fapt, e 1, e 3 și mulțim cu 1 pe 2. Da. Și echivalentul? Pe numitorul comun este 18, iar așa, primul cu 18, da, 18 minus al doilea cu 6x, deci 18, plus 18 minus 6x plus, plus 2x plus 2x plus 2, plus 2 egal cu 9x, așa, minus 9x minus... Nu. 6x ori 3, 18x. Da, 6 și 7. Hai să facem deodată. 6 și 7 fac aici cât? 13. 13. Deci, nu. De ce? Ba da, ba da. 13 ori 3, 39x. Așa. Deci, minus... 39x. 39x. Plus... Așa. 30. Plus 30. Echivalentul? 20 minus. Deci 20 minus. Minus. Cum îl chema? 4x. Minus 4x. Egal cu minus 30x. Minus 30x. Plus 30. Plus 30. Adunăm 20 și scădem 30. Da. Minus 26x egal cu... Minus 26x egal cu 50. Egal cu? 50. 50. Este... Da? Egal cu 50. Da. Deci e minus 26. Da. X, de ce minus?